merită să mai vii în Spania în 2024 și să trăiești aici? De ce preferă atât de mulți români să vină aici și să locuiască în Spania? Dar nu stai așa de speriat, vezi că mă apropie foarte mult de ei. Prea mai mult îl jenez decât să-l sperii. Îl cam enervez. Bine că a venit, că ne e foarte foame și cred că dacă mai avem mult din sangria asta care are o tonă de rum sau ce mai avea, cred că ne îmbătăm, serios. Și dacă n-ai ști că aici e născut Pablo Picasso, dacă ajungi în Malaga, îți dai seama cumva de treaba asta, avem aici muzeul Pablo Picasso. Trebuie că salariul minim în Spania e de 1126 de euro, dar o chirie, spre exemplu, la un apartament foarte mic, pornește de la 450 de euro pe lună. Mie până acum mi se pare genial orașul ăsta, avem și muntele în spate, avem palmieri, avem marea. Papagali. Papagali. Totul e foarte întreținut. O călătorie, în mod normal, costă 1,35 euro, deci cam dublu decât e la noi. Sunt o idee mai scumpe chestiile față de la noi, din câte mi-aduc eu aminte. Și aventura noastră continuă, maratonul prin Europa, cum spuneam. Suntem în Malaga, în sudul Spaniei, în Andaluzia, după un drum de 2 ore și un pic din la linia de unde am stat, lângă Gibraltar. Și vrem să ne bucurăm puțin de aerul ăsta spaniol, pentru că nu vom sta mult, mâine vom pleca din Spania, vom schimba din nou cultura și zona Europei. Trebuie să bem sangria. Da, trebuie să plecăm. Bem sangria, să mâncăm spaniol și să vedem și noi de ce preferă atât de mulți români să vină aici și să locuiască în Spania, pentru că în Spania sunt peste 650.000 de români, e a doua cea mai mare comunitate din Spania după marocani. Și în continuare, deși e în scădere numărul românilor de aici, totuși sunt peste 650.000, ceea ce înseamnă un număr destul de mare, și vrem să vedem cum e viața aici, dacă merită să mai vii în Spania în 2024 și să trăiești aici. Vedem prețurile și, cum spuneam, să ne bucurăm de ultima zi de căldură. Am găsit cazarea pe Airbnb într-un apartament al unor oameni care pur și simplu își închiriază o cameră. E un apartament vechi, ne aduce aminte de stilul ăla din anii 90-2000, cum erau apartamentele la noi atunci, cu bibliotecă din aia lungă, mare, peste tot, tot apartamentul. Ne place, doar că așa în prima secundă ne-am simțit foarte ciudat, dar nu în sensul rău. Doar că ne-am întors, ne-am întors în timp, da. Copilărie, da, când mergeam și vizitam, nu știu, casele oamenilor, când mergeam cu bunicii, în cazul meu. Da. Și toate casele arătau la fel, era spațiul ăsta mic, cu mobila aia de aceeași culoare, maro ăla, specific. Am plătit 50 de euro pentru cazarea asta, avem baia noastră, e o baie nu în cameră, la ieșire, dar este baia noastră, baia noastră privată, pentru că ei au altă baie. Și suntem foarte aproape de plaja pe care am și ajuns acum. Una dintre plajele din Malaga, Playa de la Misericordia se numește. Ce sunt oameni la plajă? Deși e în orat, e destul de cald, adică cred că merge să faci o baie, nu cred că e apa rece, timp să cred că nu e așa de rece. Și plin de papagali în toți palmierii ăștia pe aici. De aia foarte mici, nu prea am văzut, dar i-am auzit și vedem că se mișcă frunzele în vârful palmierului și nu de la vânt. Acum îi vedem, sunt aici jos, în față. Sunt verzi ca iarba. Ce faceți, bă, călăgioșilor? Suntem de noi? Ce tău, bă? Bebiță!
Dar nu stai așa de speriat, vezi că mă apropie foarte mult de ei. Nu prea, mai mult îl jenez decât să-l sperii. Îl cam enervez. Cel mai tare că noi n-am văzut papagali în Maldive. Și ei se aud în fiecare palmier. Sunt mulți, sunt foarte mulți aici. Da. Și dacă o ținem așa pe faleză, ajungem în centrul orașului. Cam așa se vede Costa del Sol din Malaga. Trecem acum peste râul Guadalmedina, care se varsă imediat în Marea Mediterană și care e un râu foarte scurt, are doar 47 de km lungime, dar din punct de vedere istoric a jucat un rol foarte important pentru că a împărțit orașul Malaga în două jumătăți. Și imediat după râu ajungem în centru istoric al orașului. Partea de est a râului este centru din Malaga. Facem stânga aici și ar trebui să ajungem. Se vede și un vas de croazieră undeva în depărtare, acolo. Foarte frumos până acum, mi se pare interesant orașul, chiar și pe plajă și pe aici în centru. Și mie îmi place. Și am avut mare scandal pe tot drumul până aici. Între papagali. Da, da. Mie îmi place, eu aș dormi cu sunetul ăsta, nu știu. Chiar dacă sunt gălăgie, ești rău, dar... E o gălăgie din asta pe care aș dormi foarte relaxat. Căutăm să mâncăm aici în centru. Dar mi se par destul de scumpe chestiile. O paelia pleacă de la 17 euro mai vegetariană. Legume doar. Uite și salată cu pui și avocado, 14,50 euro. Da. Avem în față catedrala din Malaga, care este foarte mare, dar și foarte veche în același timp. A fost deschisă în 1782. Iar prețul de intrare, dacă vrei să o vizitezi, este de 8 euro. Doar să intri în ea pe partea de jos și dacă vrei să ajungi și pe terasa aia de sus, unde sunt niște oameni acum, ar costa 12 euro. Ne-am oprit la un restaurant chiar în fața catedralei, unde sunt prețuri cât de cât mai acceptabile, 15 euro o porție de paelia, dar trebuie să comanzi cel puțin două. Paelia oricum voiam să mâncăm. Da. Și sangria. Și sangria, 4,25 euro, un pahar probabil, și 16,50 o carafă mare, nu știu la ce cantitate. A venit sangria de când o așteptam? De când o așteptam pe doamna sangria. Am mai băut sangria de mulți ani, de când am fost în Barcelona, acum nu știu cât sunt, vreo 6-7 ani. Ce are? Mamă, are un gust foarte puternic de rom, mi se pare. Da. Wow. E foarte tare. Nu avea gustul ăsta, de când îmi bătăm. Da, e foarte tare, nu mă așteptam. Are gustul mult de rom sau... ceva, o tărie de cât de vin. Da.
Din câte știu eu, sangria din Barcelona nu era așa tare, dar... Mai e autentic asta. Aici, la restaurantul ăsta. Suntem curioși cum e. Aici sunt două porții, dar ne-am făcut una singură și împărțim noi cum vrem. E bine că a venit, că ne e foarte foame și cred că dacă mai bem mult din sangria asta, care are o tonă de rum sau ce mai avea, cred că ne îmbătăm, serios. Da, și e paella mixtă cu fructe de mare și porc, și pui, pardon. Și pui, da. E foarte bună și îmi place că e destul de multă. Foarte bună. Și are pui, scoici, orez, puțin porumb am văzut. Se pare că totuși n-a fost atât de multă. Am terminat-o imediat și parcă nu sunt chiar sătur. Nu m-am săturat nici măcar eu. Mai mult puțin. Mai rămas aici puțin orez. Da. N-am amestecat în ea, n-am amestecat. A fost destul de lipită și orezul ăsta pe margine a rămas lipit. Dar ca gust, foarte bună. Foarte bună, doar că n-am suturat. Asta e. Parcă e altceva. După ce am mâncat, e ora 5, abia acum am reușit să mâncăm azi. Prima masă. Ar fi trebuit să bem un vin dulce de Malaga, pentru că ăsta e specific aici, dar nu prea mergea. Am avut în Portugalia un vin dulce de Porto. Da. Mai avem și aici, am băut sangria. Da, vinul de Malaga e cam la fel de celebru ca vinul de Porto. Și am aflat că la catedrală, dacă ești de aici sau rezident aici, poți intra gratis, doar ca turist ai prețurile pe care le-am zis eu mai devreme. Cât ăla fluier, da, trebuia să aibă un șarpe care să iasă o cobră din ceva, de la avea pisică. E fluier din ăla, bloc flotez se numește, la care știu ce o să te. Păi, acompaniază. Deci ea, da, dă cu pisica pe umăr. Hai să vedem ce se întâmplă în față. Fanfara, dar tu cred că n-ai văzut nimic. Ba da, am văzut, știi cum? Filmau oamenii și m-am uitat așa pe camere. Și am telefonul așa și a fost perfect pentru mine. Am văzut mai mic, dar măcar am văzut ce se întâmplă. Au cântat și s-au dus în catedrală. E ciudată Spania din punctul ăsta de vedere, că am văzut și în Sevilla asta și în La Linia de la Concepción. Au grilaje la toate geamurile, chiar și la etaj. Și la uși, la fel. Pe lângă ușa de la intrare, mai e și un grilaj înainte. De genul ăsta. Și aici sus avem fortăreața Alcazaba. Iar fix în față, la poalele fortăreței, se află Teatrul Roman, care este unul dintre cele mai vechi teatre romane din peninsula iberică. Care, în schimb, a fost descoperit abia în 1951. Și am aflat că dacă am venit duminică, după ora 2, intrarea la fortăreață ar fi fost liberă. Și dacă n-ai ști că aici e născut Pablo Picasso, dacă ajungi în Malaga, îți dai seama cumva de treaba asta. Avem aici muzeul Pablo Picasso. La doar 200 de metri de muzeu avem casa natală a lui Picasso. Încă o chestie pe care am sesizat-o în Spania e că tutunul și țigările, produsele din tutun, se vând la magazine speciale de așa ceva, nu se vând la supermarket. Și tot aici, în regiunea Andaluzia din Spania, a luat naștere și celebrul dans flamenco. Am văzut peste tot desene de genul ăsta și sunt și show-uri de flamenco organizate.
foarte multă lume, deși Malaga are o suprafață de 398 de km pătrați, aproape dublu decât Bucureștiul, și o populație de în jur de 600.000 de locuitori, adică mult mai puțin decât București. Mulți turiști. Da, sunt și mulți turiști, deși n-ai zice. Dar cred eu sincer că este un oraș destul de scump de aici din sudul Spaniei, din Andaluzia, pentru că în La Linia, unde am fost ieri, prețurile erau mult mai mici la mâncare, la cazare și peste tot. Și la fel, chiar și în Gibraltar erau prețurile mai mici. Dar aici, în Malaga, suntem puțin surprinși de ele. Trebuie că salariul minim în Spania e de 1126 de euro. Dar o chirie, spre exemplu, la un apartament foarte mic, pornește de la 450 de euro pe lună, dar ceva de 30 ceva de metri pătrați. Dacă vrei să te duci mai sus la 60-70 de metri pătrați, se ajunge și la 1000-1200-1500 de euro pe lună, cel puțin aici, în zona asta, în zona Malaga. Și mi se pare foarte mult, mi se pare rentabil să trăiești aici dacă vii ca și străin și te angajezi pe un salariu cât de cât micuț, poate nu pe la minim, dar și pe 1800 de euro, să zicem, dacă lucrezi și plătești o chirie de 5-6-700 plus mâncarea, care e destul de scumpă, sincer nu știu dacă rentează. Și cred că ăsta e și motivul pentru care nu prea am văzut români aici. Noi ne așteptam să vedem români la tot pasul, pentru că în La Linia am văzut români, în Gibraltar am văzut români, chiar și în autobuzul cu care am venit am văzut foarte mulți români care au coborât în Marbella, dar nu aici, în Malaga. Da, aici suntem surprinși, chiar n-am auzit limba română deloc, cel puțin până acum. Da, și culmea că în Marbella, din câte știu, e o zonă mai de lux, cu vilele alea pe malul mării. Dar probabil că se poate trăi și mai ieftin acolo, dar nu aici. Asta e concluzia noastră de până acum. Foarte animat tot orașul și parcul ăsta plin de palmieri și bananieri, e ceva neapărând de frumos, chiar în mijlocul orașului. Aici avem un spectacol. Festival cultural al lor de aici, din Malaga, și vin din toate părțile țării, cu diferite tradiții și obiceiuri. Un fel de neamărim. Doar din cultura spaniolă, ci din întreaga cultură latină. Băieții ăștia erau din Ecuador. Foarte mișto de asta. Nu mi se părea atât de greu, știi? Era ceva de la sine. Aici în față avem centrul Pompidou, o ramură a faimosului muzeu din Paris. Și chiar în spatele centrului Pompidou, undeva acolo sus pe munte, se află castelul Gibralfaro, care are și o platformă, se văd niște oameni acolo, de pe care poți admira orașul mai bine. City sightseeing cu barca. O să mergi cu barca să vezi orașul, știi cum sunt autocarele alea cu etaj? Ah, ce tare, nu știu, deci mie până acum mi se pare genial orașul ăsta. Avem și muntele în spate, avem palmieri, avem marea. Papagali. Papagali. Totul e foarte întreținut.
nu pot să zic neapărat că e o foarte mare curățenie pe jos, dar toate clădirile astea arată impecabil, toate grădinile astea. Uite aici cum e tuns gazonul și cu toți copacii ăștia exotici. Știm că asta ne-a impresionat și în Barcelona când am fost. La fiecare colț era altceva. Erai plăcut surprins de altceva total diferit. Și imediat din port se ajunge pe plaja Malagueta, cea mai faimoasă plajă de aici din Malaga. Plajă urbană, dar foarte frumoasă. Chiar și pasta o asemănă cu cea din Barcelona. Sunt mult mai mulți oameni față de prima plajă pe care am fost mai devreme. Dar la fel, apa e foarte liniștită și curată. Am văzut bărci din astea cu jarpele și cu sardine și am aflat că ar fi un preparat tradițional de aici din Malaga, sardine la grătar, la jar. Ne-am mai plimbat puțin prin oraș și între timp s-a făcut și noapte și nu ne-am dat seama când a trecut timpul. Iar acum o luăm încet încet spre cazare. La pas, așa cum ne place nouă, avem de mers, cred că 5 km așa. O să mergem și cu metrou. Noi l-am luat astăzi de unde ne-a lăsat autocarul până la cazare și am plătit 1,65 €. Asta pentru că a trebuit să achiziționăm prima oară și aceste carduri. Așa arată. O călătorie mod normal costă 1,35 €, deci cam dublu decât e la noi. Vrem să ne oprim și la supermarket înainte să ajungem la cazare, unde o să o și filmăm, pentru că tot am vorbit la început de ea, că arată așa într-un stil vechi și ne aduce aminte de copilărie. Și am ajuns la supermarket. Aici avem niște pizza de 1,90 €, de 1,50 € costă asta, niște ceapă de 1,59 € pe kilogram, ceapă roșie 1,59 €, usturoi 1,85 €, un kilogram de cartofi 1,19 €. Iaurt Danone 1 €. Nu știu sincer care sunt prețurile la noi, care mai sunt prețurile la noi în momentul ăsta, dar sunt o idee mai scumpe chestiile față de la noi, din câte mi-aduc eu aminte. Sticla de cola la 2 litri 2 €, 1,99 €. Astea ar fi prețurile la pasta de dinți, de care chiar avem nevoie, trebuie să luăm și noi una. Nu știu, trebuie să ne hotărâm pe care o luăm. Prețurile în supermarket ar trebui să fie la fel ca și în restul zonelor. Dar Malaga ca și oraș este probabil unul dintre cele mai scumpe de aici din zona, de-aia nu prea am văzut români aici. În schimb, sunt foarte mulți în împrejurim, pentru că zona este foarte frumoasă. E de stat aici, dar nu în oraș, nu în Malaga. Ținând cont de raportul, salariu, preț. Am ajuns și la cazare. Așa arată. Uita și trollerul nostru care explodează de haine. E stilul ăla vechi, cu puțin loc în cameră, culoarea specifică a mobilei. Dar noi ne bucurăm că am ales să stăm aici, lăsând la o parte prețul, că a fost una dintre cele mai ieftine. Pe lângă asta, gazdele sunt foarte drăguțe,
De când am venit, s-au asigurat că ne simțim foarte bine. Locuiește o femeie destul de în vârstă cu soțul ei și cu băiatul lor. Și ne-au spus că mâine dimineață vom avea și mic dejun, cu toate că nu era inclus în plus, doar că cred că vor ei se asigure că ne-am simțit bine de când am ajuns până când vom pleca de aici. Că despre Malaga, este un oraș foarte frumos, nouă ne-a plăcut mult. Și despre întrebarea de la începutul vlogului, de ce aleg românii să locuiască în Spania, nu neapărat aici, nu știm dacă putem să ne pronunțăm și să spunem că ar fi sau nu din punct de vedere financiar, dar credem că până la urmă fiecare alege să locuiască acolo unde simte, acolo unde se simte mai bine, cu atât mai mult dacă îți place atmosfera asta exotică latină și dacă îți place căldura. Vrei să stai undeva la mare? Ia, e o alegere foarte bună. Noi mâine dimineață schimbăm această atmosferă, plecăm spre țările baltice, vom zbura spre Vilnius, Lituania. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem acolo!